Secolul XIX, politică, avocatură, Budapesta, mărire, credință, testament, ortodoxie, Ardeal, moștenire, fundație, studii. Secolul XX, Ardeal, decădere, nedreptate, Ungaria, diplomație, nepăsare, pierdere, România. Secolul XXI, diplomație, încercări zadarnice, frustrare. După acest film veți fi mai bogați, e drept, nu cu bani, aur, case, acțiuni sau terenuri, ci cu o pagină de istorie românească, vie, chiar fascinantă, dar cu un final care vă va frustra din neputință. Neputința de a îndrepta ceea ce alții, din rea voință sau din neglijență, au săvârșit. Pierderea unei averi materiale, spirituale și culturale a noastră a românilor. Eu m-am născut în Ungaria. Am de a mulțumi națiunii maghiare. Din copilărie am fost protejat de maghiari. Deși au știut toți că sunt român ortodox, aceasta totuși niciun maghiar nu mi-a imputat. Numai de la ei și între ei mi-am câștigat o stare înfloritoare. Dar pentru aceea nu s-a aflat unul care să-mi fi zis să nu fiu român. Patria mi-o iubesc fără margini și pentru bunăstarea ei sunt gata în tot momentul am sacrificat viața și pentru aceea eu nu cunosc cauza maghiară altcum decât sinonimă cu libertatea comună, însă pe lângă aceasta am încărunțit ca un român de omenie. La sfârșitul secolului al XVII-lea și la începutul secolului al XVIII-lea, foarte multe familii macedoromâne din Moscopole au venit spre Europa, spre centrul și vestul Europei. Rămânând deci aici la familia Gojdu, de altfel cam așa au pornit familia Gojdu cu familia Shaguna, cam în acel timp au pornit și au venit spre Ungaria, dar câțiva membri ai familiei s-au stabilit în Polonia. O ramură a acestei familii au trecut și s-au stabilit în Bihor, la Oradea, cealaltă ramură s-a stabilit la Mișcolț și în jurul acestui oraș. Mama sa se trăgea din familia Poinar. Această familie bihoreană aparținea micii nobilimi. Așa că, pe jumătate, să zicem, prin tată, Gojdu este de origine macedoromână, prin mamă este originar român bihorean. Emanuel Gojdu s-a născut la Oradea, la 9 februarie 1802, fiind al doilea dintre cei 6 copii ai negustorului de vite Atanasie Popovici Gojdu și ai Anei, născută Poinar. Din păcate, viitorul mecenat român a rămas orfan la vârsta de 14 ani. Nu și încheiase studiile gimnaziale când mama sa a murit, iar 5 ani mai târziu, în 1821, s-a despărțit și de tată. Acest ținut, Bihorul, deci o să vedem pe parcursul activității sale politice, o să aibă însemnătate, fiind că în 1865 el a fost deputat parlamentar de Tinca, deci din Bihor. Deci el, relația cu Oradea și cu locurile natale, a avut o relație strânsă în întreaga viața lui. După absolvirea gimnaziului Premon III la Oradea, Gojdu va continua studiile la Academia de Drept, între anii 1820-1821, plecând apoi pentru a-și desăvârși formația de avocat la Pojon, Bratislava, și la Pesta, acolo unde și-a obținut diploma în 1824. Rămâne aici și este numit practicant la Tabla Regească, unde își face stagiatura pe lângă avocatul de origine sârbă Vitković Mihali. Prin acesta Gojdu i-a cunoscut pe mari scriitori maghiari ai vremii, la recomandarea cărora a publicat primele versuri sub semnătura Gojdu Monu. În capitala Ungariei exista un salon românesc în casa lui Atanasie Grabovski și acesta era macedoromân.
în Pesta, colonia macedo-română era foarte puternică. Membrii familiilor Mocioni, Shaguna, Gojdu, Naco și așa mai departe deselegau de această colonie și această colonie macedo-română subvenționau acest salon literal și subvenționau acele publicații românești care s-au scos la tipografia din Buda și în acest timp, nu tocmai, dar încă erau cenzorii români aici, cum era Petru Maior, Gheorghe Șincai, deci corifeii școlii ardelene. Mediul cultural și religios în care s-a format ca intelectual i-a definit încă din anii tinereții o personalitate îngemănată cu interesele națiunii sale, Transilvania. Atașat idealurilor cultural-naționale ale românilor, Gojdu a colaborat și a sprijinit permanent, inclusiv Bănește, unele publicații românești apărute atât la Budapesta cât și în Ardeal. Eu, care mă știu fratele lor, al românilor, am avut ocaziunea a privi în adâncul inimii lor. Și eu, care sunt cetățean credincios al patriei ungare, dar îmi iubesc totodată și națiunea fără margini, mă simt obligat a arăta cauzele pentru care națiunea română din Ardeal nu află uniunea necondiționată cu Ungaria de dorit și nu o consideră drept binefacere pentru sine. Vorbeam la început de Atanasie Grabovski, unde funcționa acest salon literal. Acest Atanasie Grabovski era unchiul lui Andrei Shaguna. Așa că în casa lui Atanasie Grabovski, Emanuel Gojdu s-a împrietenit și a avut până la sfârșitul vieții sale relații foarte strânse, amicale cu viitorul mitropolit Andrei Shaguna. Andrei Shaguna aici a terminat deci universitatea, dar Biserica Ortodoxă Română din Transilvania a primit un om atât de activ care a restituit mitropolia Ardealului. La capătul anilor de stagiatură, Gojdu își deschide propriul birou de avocat și notar cambial la Pesta. În scurt timp devine o autoritate recunoscută în materie, unul dintre cei mai renumiți și respectați avocați din capitala maghiară și din Imperiul Austro-Ungar. Rechizitoriile și pledoariile sale erau chiar predate studenților de la universitățile din Pesta și Bratislava. Un om care își are origine într-un mediu balcanic, este un român, trăiește în capitala Ungariei, se adaptează perfect, ajunge chiar membru al Camerii Magnaților. Pe de altă parte, un avocat dintre cei mai importanți ai capitalei ungare, care chiar introduce limba maghiară în procedurile juridice, unde se folosea limba latină până atunci. Pe de altă parte, Gojdu însă este un român și un credincios ortodox. Extraordinara carieră juridică i-a asigurat o ascensiune rapidă pe scara socială. În iulie 1832 a cumpărat cu suma de 30.000 de florini, moneda care circula în Imperiul Chezarocresc la acea vreme, un important imobil din Pesta, situat pe Königsgasse, azi Chirai Uțo, adică strada Chirai, fostă Maiakovski în perioada comunistă. Mai târziu, în 1854, a parcelat locul de casă de la această adresă. Pe acest teren, între anii 1900-1902, viitoarea fundație va ridica un complex de case denumit Gojdu Udvor, pasajul Gojdu sau curțile Gojdu. În 1832 s-a căsătorit cu o macedo-româncă, Atanasia Pometa. Ea era o văduvă. Să nu uităm, zestrea acestei Atanasie Pometa a fost foarte mare. Deci, de aici se pornește, să zicem, acest capital al lui Emanuel Gojdu. După decesul primei sale soții, el în 1863 s-a recăsătorit cu Melania Domcea și aceasta de origine macedo-româncă. Ea era fiica directorul unei bănci din Budapesta. Deci socrul lui Gojdu era director de bancă de aici, din capitala Ungariei.
El a avut o zestre foarte mare și a putut să capitalizeze. El era bine văzut și în cercurile maghiare. Spre exemplu, avea două mori și el era președintele asociației proprietarilor de mori. Deci, foarte multe lucruri. El era în comitetul băncii Hozoi Bong și Eshui Hozoi Tokorek Penstar. A avut un simț comercial, bineînțeles, și a avut un simț de capitalizare și a ajuns nu numai un avocat renumit, ci a ajuns și un om înstărit. Fiind, alături de bunul său prieten Andrei Șaguna, unul dintre întemeietorii Asociației Astra de la Sibiu în 1861, a fost totodată cel care a organizat în același an Comitetul pentru Ajutorarea Tinerilor Juriști de la Universitatea din Pesta. Aici, la Pesta, din 1862, dar și înainte de aceea, erau foarte mulți studenți români. Și aceștia și-au constituit asociația lor, Societatea Petru Maior a Studenților Români din Budapesta. Și fiindcă unica fiică a lui Gojdu, Ana Maria, deci la vârsta de un an a decedat și apoi nu a avut copii, pentru asta foarte mulți studenți au trecut prin casa lui Gojdu, el a avut o casă deschisă. Duminicile și le petreceau cu acești tineri. El a avut o vilă la Racoș, la Racoș Palota, în apropierea Budapestei. Acolo erau niște petreceri, deci el și în viață a ajutorat foarte, foarte mult tineretul studios de aici, din Pesta și nu numai. În noiembrie 1869, simțind că îi se apropie sfârșitul, Marele Gojdu și-a întocmit testamentul și și-a lăsat întreaga avere românilor ortodoxi din Transilvania și Ungaria. Întreaga averea mea o las în întregul ei acelei părți a națiunii române din Ungaria și Transilvania, care se ține de legea răsăriteană ortodoxă. Din lăsământul acesta, voiesc să se constituie o fundațiune permanentă care va purta numele Fundațiunea Gojdu. În data de 3 februarie 1870, Emanuel Gojdu se stinge din viață. La 5 februarie a fost înmormântat în cimitirul Cherepeșii din Pesta. Prima dată a fost înmormântat în cripta familiei Pometa și apoi fundația a făcut acest monument funerar, să zicem așa. Bine, originalul nu este, că acum acesta este din nou instalat acum din februarie. Acesta s-a refăcut timp de 9 ani la Oradea. Dar e cu prima soție și cu fiica lui, deci împreună, deci sunt înmormântați acolo. Și în cimitir, poate ați văzut, foarte, foarte, foarte multe familii macedoromâne sunt acolo. Acela se numea cândva teritoriul ortodox a cimitirului Cherepeșii din Budapesta, așa că somnul de vecie, foarte mulți membri renumiți ai coloniei macedoromâne din Pesta sunt înmormântați în cimitirul Cherepeșii. Reamplasarea monumentului funerar Gojdu, care se găsește acum deasupra mormântului lui Gojdu de la cimitirul din Budapesta, s-a făcut tot așa cu o cheltuială deosebit de mare prin Ministerul Afacerilor Externe de la București. Să vedem acum din ce este compusă această fabuloasă avere a lui Gojdu. Numai partea imobiliară a activelor fundației este reprezentată de un complex de 8 corpuri de clădire, situat în centrul Budapestei, între străzile Dob, Chirai și Holo. Acest complex are două componente principale. Pe de o parte, curțile Gojdu sau pasajul Gojdu, reprezentând 7 imobile și 5 curți interioare ridicate între anii 1900-1902, după planurile arhitectului Gözde Ziegler. A doua componentă este clădirea din strada Holo numărul 8, care adăpostește parohia și capela ortodoxe române din Budapesta. Suprafața totală a terenului pe care se întinde această construcție este de 6300 de metri pătrați. Primăria nu a reușit să ne ofere un spațiu corespunzător, o clădire corespunzătoare pentru scopurile noastre și de aceea episcopia a decis că va rămâne în acest loc. Atunci s-a renovat și această capelă și, bineînțeles, când am făcut renovarea, deja am făcut cu ideea că
noi nu dorim să plecăm și de fapt la ora actuală nici nu suntem amenințați că ar trebui să plecăm din acest loc. Az önkormányzat, mint ahogy mondtam az elején, pályázaton értékesítette a Gosdúdvar tulajdonjogát, egy beruházó vette meg, és a beruházónak az volt a feladata, hogy a tulajdonjogért, amelyért pénzt fizetett, ez akkori értéken számolva, tehát 1999-ben volt a pályázat, akkor közel 800 millió forintot fizetett ki az önkormányzatnak a beruházó. Ezért megkapta a tulajdonjogot. Ez a beruházó ebben a pillanatban rehabilitálja a Gosdút. 2006 végére a Gosdúdvar egy teljesen felújított állapotban lesz már. Annak a kérdésnek, hogy most mennyit ér a Gosdúdvar, meg mennyit ért akkor, 6 évvel ezelőtt ezen a területen nagyon-nagyon kevés fejlesztés volt, nagyon-nagyon kevés beruházó volt. Az az összeg, amelyet annak idején, 99-ben pályázaton kaptunk, az az összeg annak az ide, abban az időben egy elég magas összeg volt. Ma már természetesen ennek a beruházásnak köszönhetően, és még a területen nagyon sok más beruházásnak köszönhetően, ma az épületek értéke a négyzetméter ára jóval magasabb, mint akkor volt. Mondok egy példát, ugye 99-ben egy lakást a területen 200 ezer forint környékért lehet értékesíteni, új lakást, addig ma már 500 ezer forint fölé ment egy négyzetméternyi lakás ára. Ha megnézzük azt, hogy a felújított Gosdúdvarban milyen eladási árakkal számolnak, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ott is, abban az épületben a lakások értéke négyzetméter ára 600 ezer forint környékén mozog, ami egy elég magas ár, illetve a helyiségeknek az ára, eladási ára is 6 és 800 ezer forint között mozog. Természetesen nem önmagában csak a Gosdúdvarnak a rehabilitáció jelenti az árnövekedés, hanem mint ahogy mondtam, a környék megújulása is nagyon keresett célponttá tette a befektetők számára. Igazából nekünk a Gosdúdvar a sarokköve volt a kerület megújításának, hiszen a Gosdúdvar rehabilitációja az első és a legfontosabb láncszem abban a láncban, amelynek a végén Erzsébetváros, a kerületünk teljesen megújul. Amíg a Gosdúdvar rehabilitációja nem tudott elindulni, addig egész belső Erzsébetváros területén a fejlesztések sem igazán tudtak elindulni. Dacă în 2001 valoarea de piață estimativă a pasajului Gosdu era de peste 12 milioane de dolari, după închiderea lucrărilor, complexul va valora cu siguranță peste 100 de milioane de euro, ținând cont că în zonă prețul s-a ridicat deja la 3000 de euro pe metrul pătrat construit. În final, ansamblul va conține 120 de apartamente de lux, 180 de spații comerciale ultracentrale, restaurante și multe alte facilități, inclusiv o parcare multietajată, atât supra cât și subterană, care va putea adăposti câteva mii de automobile. Totuși, aici nu este inclusă clădirea parohială, desfășurată pe aproape 1000 de metri pătrați, care a fost retrocedată Bisericii Ortodoxe Române în 1994. În anul 1871, 72, 73, fundația a început cu 2-3 studenți sau cu 2-3 burse acordate. Punctul de glorie a fost anul 1912, când studiau peste 253 de studenți în universitățile europene din această bursă sau din fondurile Gosdu. Au scăzut după aceea numărul burselor acordate, tocmai datorită evenimentelor vitrege prin care a trecut Ardealul și, desigur, și partea din vecinătatea noastră, din Ungaria, respectiv Primul Război Mondial și celelalte măsuri luate de către guvernul de la Budapesta în ceea ce privește proprietățile Gosdu. În al doilea mijloc a secolului al XIX-lea, o fundație atât de importantă nu exista nici la români, nici la maghiari.
Eu cred că dacă ne gândim și parcurgem vremurile istorice până în zilele noastre, nu prea găsim un astfel de test.